De miercuri 9 februarie, locuitorii din cartierul Ostroveni au posibilitatea de a se vaccina cu serul Pfizer la centrul de permanență din Ostroveni, acolo unde a fost relocat centrul de la sala de sport a școlii gimnaziale Anton Pan. Centrul de vaccinare care era în cadrul școlii gimnaziale Anton Pan a fost relocat. Se va redeschide în cadrul centrului de permanență din Ostroveni, începând cu ora 9. Programul va fi de luni până în vineri, de la ora 9 la ora 19. Ce ser se administrează acolo? Avem ser Pfizer, atât pentru adulți cât și pentru copii. Prima persoană care s-a vaccinat la centrul din cartierul Ostroveni a fost un bărbat. V-ați vaccinat? Da. Cu a câta doză? A doua doză. A doua doză. O să o faceți și pe a treia când a venit timpul? Trebuie. Trebuie, nu? Trebuie să fim stabili. Ați pentru sănătatea noastră. Ați avut reacții adverse, ceva? Foarte mic, o durere de cap, în revin. Ceilalți din familie s-au vaccinat? Da, da, absolut. Toată lumea. Familie. Da. Ați avut așa prieteni care au fost afectați de COVID mai rău? Am avut o persoană, o vecină, care a fost un pic afectată. Nu grav rău, dar totul se simte. Ce le-a spune celor care nu s-au vaccinat până acum? Să vină la vaccin. Deși fondurile pentru tichetele de masă acordate celor care se vaccinează cu schema completă au fost aprobate, bonurile în format fizic încă nu au ajuns la centrele de vaccinare.